Nu uitați să dați un like și mintea lui Marius. Eu n-am văzut mașina până acum, mașina este fix în interior. Cum e suspendată? Spantată. Eu, salutare, sunt Marius Nicolae, sunt aici cu sora mea, cu Sandra și Nana pe fundal. Nana, e cu mâna. Așa, și acum mergem să facem și noi un mic update la mașină. Să vă prezentăm un mic update la mașină, dacă am dezmembrat-o, dacă se schimbă motorul, dacă se pune motor nou, dacă se pune motor second, dacă o vindem, dacă îi dau foc de nervi. Așa, o să lăsăm pe Nana acasă, care este în spate. O să conduc eu, pentru că Sandra a zis că de când s-a întâmplat trauma aceea cu mașina... N-am zis așa ceva, dacă vrei conduc eu. Așa? Cum vrei. O să mergem să vedem ce e pe la servis. Oricum, de când am aflat de treaba aia cu mașina, în vechiul clip în care am spus story time acela cu ce s-a luat cu mașina, eram foarte nervos, dar acum m-am calmat. M-am calmat pentru că nu avea rost sub absolut nicio formă să fiu nervos. Dă-o încolo, e un fier, se repară. Nana, tu ce crezi că s-a întâmplat cu mașina? O aruncăm, schimbăm motorul, îi dăm foc, o dezmembrăm și o vindem la fier vechi? Nu e de capul vostru. A? Asta e mașină de... Păi ce are? Să fi văzut fraților, să fi văzut fraților Nana când a auzit că s-a gripat motorul, da. Tu știu din prima. Eu știu din prima că te costă 10.000 de euro reparat. Dar de unde știi tu că e 10.000? Că nu e 10.000. Păi, dar nu știu cât este. Eu așa am estimat. Nana, ce știe, fere! Și din câte știu eu că un motor gripat aia înseamnă. Gripat, a? Știa, adică nu am condus mult. Nu am condus, da. Eu am condus, dar știu și de la tractoare, că doar am lucrat. Și de motor, și de la tractoare. Bine, hai, ne vedem la servis. O lăsăm pe Nana acasă, de fapt. Cu cine vorbești, cu cacla Nana, cu vlog! Cu camera, cu oamenii de pe YouTube. Doamne, rodești, bă, băiete. Nana, tu știi câte ori ai apărut pe vlogul lui Marius? Doamne, Nana, spune la oameni, nu uita să dați un like, spune asta, nu uita să dați un like. Nu uita să dați un like și mintea lui Marius. Da, mulțumim. Doamne. Și de asemenea, lăsați în comentarii voi, da, în locul meu ce ați făcut. Ca idee, da, la dezmembrări mi s-ar fi oferit 6.000 de euro pe mașină. Da. Lucru care nu se renta sub absolut nicio formă. Deci, aha, varianta asta ia iese... Ia uite că se aud frânele. Frânele, da. Trebuie să schimbă și frânele asta, apropo. Varianta care nu s-ar fi renta sub absolut nicio formă. Ia vezi. Ok, deci ne aflăm la Autosystem. Aveți pagina de Facebook celor de la Autosystem jos în descriere. Recomand servicii super, super bune. Și Sandra, eu n-am văzut mașina până acum, mașina este fix în interior. Sandra, ești pregătită să o vezi? Da. Hai, hai, mergem? Da. Hai. Cum e suspendată? A? Hai, vine încoa să vedem. Ia uite-o. Cum arată, fără motor. Aici, asta mă înțeles că ea de fi cutia. Pac, pac, cutia și aici e motorașul. Aici este, cum să zic eu, cea care a cauzat toată problema. Dar, dacă e să ne uităm așa, pac, vedem cerul. Da, superb. Nu mai zic nimic. Eu te știu la cum arată. Deci daună, daună. Iar sta destul de sexy să fie așa înaltă, sincer să fiu. Da. Deci, dragilor, avem aici, asta este pompa de ulei, din câte am înțeles. Aici ar fi baia, deci nu sunt profesionist sau ceva, dar vreau să vă arăt cumva ce s-a defectat. Opa, scoatem asta de aici. Ci că axul ăsta de aici, ăsta, n-ar fi trebuit să joace la modul ăsta. Așa, mai departe avem aici un cuzinet rătăcit, volanta, bă, nu știu, dacă e să greșesc sau ceva, îmi pare rău, pe urmă pricep, asta este distribuția, pus aici frumos,
motorașul care este dat jos, e, ideea e că vă las pe voi să ghiciți ce o să facem. Ori se pune motor nou, ori se pune motor second, ori se dă la dezmembrări. Nu știu, lăsați-mi voi jos în comentarii. Sandra este oripilată acolo. Hm? Ia dați-vă cealaltă mână. Ce? Ce? Mă arată de aici. A? E așa goală. E goală, a? Păi nu vezi, te uiți așa și vezi cerul de sus. Deci nu mai e motorul, nu? Nu mai e motor, dacă motorul e aici a pus. Da? Motorul e fix aici. N-ai ce să-i faci. A ajuns în baie, trece prin sistem. Deci, din ce explicații am primit, cuzinetul acesta trebuia să fie curat, nu? Da. Curat. Și lucios. Curat și lucios pe partea asta de aici. Ei bine, ăsta e cam murdărel, iar aici unde este vibrochen, nu știu că vedeți voi, este o zgrietură în partea asta, aici. E, și partea cea mai mișto, șpantată. Ia uite-l. Sandra, vină cu asta, îți dau cu niște argint. Vezi? Argintul ăsta este o groază de bani. Da, fraților. Asta e. Sandra a mai descoperit un defect la mașină și anume asta de aici. Eu cred că zgârietura asta tu ai făcut-o. Nu, i-am făcut, e mai sus. E mai sus, ha? Mai sus ai putut tu, corect, așa e. Of. Of. Sandra. Vezi altă mașină. Sandra. Variată Clio. Da. Te bag în thumbnail. Frânele. Te bag în thumbnail. De ce? Păi trebuie să, nu știu, să bani pentru reparație. Fraților, ăsta e servisul. Linkul de la Facebook jos în descriere. Oameni super ca lumea și super de încredere. Chiar vi recomand dacă sunteți din Craiova sau din România, de ce nu? Da, deci cam ăsta ar fi micul update cu mașina. Ideea e că, na, trebuie să privești partea bună a lucrurilor și anume că în final totul o să fie ok. Ce rugăminte am la voi? În cazul în care găsiți oferte bune cu motoare, vă rog frumos să mi le trimiteți, vă rog frumos să mi le trimiteți pe Instagram. De asemenea, din câte am înțeles, trebuie să recondiționez turbina asta în cazul în care este stricată. Oricum ea trebuie trimisă la verificat. Deci dacă, na, cunoașteți niște oameni importanți, niște oameni buni în așa ceva, lăsați-mi pe Instagram. Și de asemenea, un follow la Instagram-ul meu nu a stricat, deoarece acolo pe story postez constant update-uri cu viața mea, cu mașina. Toate astea înainte să apară pe YouTube. Cumva pe YouTube apar mai așa, mai cu întârziere. Nu știu. În principiu, nu știu, habar n-am, nu știu ce să fac. Rentează un motor second, rentează un motor nou. Ideea e că n-aș vrea să dau mașină, vă zic, nu aș vrea să dau pentru că are puțin kilometri. Dacă o dau și așa, se pierd o groază de bani aia. Dacă pun un motor second, risc să iau unul tot la fel cu pagubă în el. Cum a fost și ăsta. Nu știu, sfătuiți-mă, chiar am nevoie de ajutorul vostru. Chiar nu știu ce să fac. Știu că poate, na, mulți o să dea argumente precum, știi, mașina ta face ce vrei cu ea, da, dar, na, nu sunt cel mai priceput la mecanică, nu sunt cel mai priceput la mașini. Și sunt convins că printre noi, voi care mă urmăriți pe mine, găsim și oameni care au experiență în domeniul mecanic, în domeniul BMW-urilor, în domeniul motoarelor. Tocmai de aceea vă cer sfatul, tocmai de aceea cer comentarii, pentru că le citesc pe fiecare, răspund la fiecare, dau inimioară la fiecare comentariu și cu ajutorul vostru pot ajunge la o concluzie bună. Mă, pe undeva avantajul că nu mai am mașine, că merg pe jos și merg mult pe jos. Treaba asta mă ajută și cu slăbitul. Ca idee mi-a crescut media de pași de la 5.000 de pași pe zi la 15-20.000, ceea ce pentru mine, care nu sunt, din păcate, o persoană destul de statică, pentru mine ăsta este un punct foarte. Bă, dar chiar hai să vă arăt ceva, că nu n-am arătat până acum pe vlog. Bă, nu știu dacă vi l-am arătat până acum, dar ăsta este peștele meu, aici. L-am primit cadou de la Moruntale, de la un prieten. L-am primit cadou de ziua mea. Ia uite-l zile pe pește aici. Încă nu i-am pus un nume. Deci, de asemenea, dacă aveți idei de nume pentru peștele ăsta depresiv, ia uitați-l. Lăsați-mi jos în comentarii sugestii. Ce m-a frapat pe mine la acest acvariu este că în momentul în care l-am primit erau foarte puține plante. E, și ăstea, timp de un an, au crescut. Și uitați aici ce microsistem s-a făcut efectiv. Este incredibilă natura asta, pe cuvântul meu de onoare. Ia uitați cât de mișto arată și
Nu știu, eu eram așa, nu înțelegeam oamenii care dețin acvarii și îmi spuneau că, băi, ce mă relaxează un acvariu. Dar credeți-mă, când stau aici la calculatorul ăsta, pe scaunul acesta, în birou, și lucrez la un clip, de fiecare dată când simt nevoia să îmi relaxez ochii, mă uit la acvariul ăsta. Poate că sună, na, că-s nebun, dar credeți-mă, chiar ajută la relaxare. Gata, fraților, închei vlogul aici. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la imariusosn, aveți linkul jos în descriere. Și de asemenea, dacă vrei să afli tot story time-ul, ce s-a întâmplat cu mașina și să vezi cum se aude mașina, apasă pe clipul ăsta de aici. V-am pupat! Pa!